De mult, După la o lună. Acum, aceste pachete, aceste șase tiruri descărcate, nici nu puteau fi recepționate Ministrul Culturii pentru că nu aveau loc. -aveau să, intre. să intre, nu? nu? puteau să intre. Deci, dacă eu fac un alt calcul și demonstrez matematic că șase tiruri plus un microbus nu pot intra în Ministrul Culturii. Nici goale, nici pline. Nici pachetele descărcate. Eu-și cunosc locul unde lucrez și nu au loc. Deci, nu mai putea să intre nimeni în Ministrul Culturii dacă intrau pachetele alea. Erau populate toate birourile. Deci, de asta ei au exagerat. Au vrut să facă un gest. De asta liberalii se deosebesc foarte mult de PSD. Pentru că... Pe păi am auzit o declarație pesedistă, zice, că scos, dar zice, sunt mai proști decât noi. Pentru că, să știi, dacă te referi la Marean... La Marean Vanghele. Marean Vanghele, nici să fure, nu știu, ăla, băiatul ăla dreptate. Deci, la, la PSD eu n-am întâlnit găinari mărunți. Deci era, știau să fure, își dădeai seama la sfârșitul anului, bă, nu mai e bugetul pentru așa și constatai, venea la control, toate lucrurile au în ordine. Acum, cum vom vedea și în acest tabla, caz, este un dezastru să vezi ce falsificări de date, de intrări, de documente înregistrate în minister. Ce deci este o grupă mijlocie de grădiniță, de grădiniță, o grupă mijlocie de grădiniță care a scăpat în registrele Ministrului Culturii, alte explicații. Și au început să taie cu pixul, să pună cerneală, s-au mânjit unii pe alții prin registre, au falsificat toate documentele acestei achiziții într-un mod care, pentru toată lumea care, care a avut acces, evident, prin mine, pentru că eu am făcut rost de aceste documente cu mare eforturi, fiind în joc nu credibilitatea mea, ca să folosesc cuvinte sofisticate. Nu, 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 libertatea, că am și povestit săptămâna trecută. Fiind atât. în joc cu, toate, cu totul altfel de lucruri și prin niște eforturi care țin aproape de cinematografia americană, deci așa am obținut eu aceste documente, bine, cu ajutor m-au ajutat niște oameni foarte bine instruiți, am reușit să fac de aceste documente care erau ascunse, dosite în tot felul de cotloane ale arhivelor. Și deci a, asta spun. Ministerul Că înainte de a intra în caz, De în capul locului, el Pe Trece emisiunea și nu mai intrăm în caz. Receptează așa e la noi, la Olteni <laughs> Înțelegi? Noi, când ne știi? când noi suntem niște băieți liniștiți, cu, până când ne lasă să vorbim. Când ne apucăm să vorbim, înflorim, înbobocim. Da. da, știi? da. Important e să spunem ceva cât timp da, trece emisiunea. Da. Vorba Bun. regiei, dacă am avea și o bere în față, hai am povesti. Hai să mână. intrăm în uh, problema. Haideți ca să vedeți, uh, apropo de, de documentele de care spune Marius Șolea ce capete de dobitoci din Ministerul Culturii au putut să, să dea datele astea deci să ne registreze. Te, 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 rog, te. folosește că eu am cuvinte care sunt care mai nuanțeze un pic. Nu, eu nu pot să cap, le nuanțez pentru că pe, da, e aberant. Adică dau numai un exemplu. Pe 2 noiembrie Ministerul comandă lucrările către Centrul Național al Cinematografiei și noi media print comandă DVD-urile alea, CD-urile cu ce? Oviniu, îmi dai voie că eu având exercițiul ăsta, nu ca aș explica mai coerent decât tine, dar înainte eu sunt convins că acum nu toți juriștii Gorjului au dat vală la televizor și cred că sunt și persoane care privesc întâmplători emisiunea ta în mare, în câteva secunde eu explic pe înțelesul tuturor deși tu ai spus data trecută că avem discuții intelectuale și eu mă îndoiesc de acest lucru, dar mă rog, fie uh, o să fac tot posibilul să explic pe scurt cum se fac achizițiile Hai de că vine la... pauza de publicitate, ne scot băieții ăștia afară Și așa spun în timpul pauzei Așa. Ce păstreie publicitate la emisiunea <laughs> <laughs> Și uh, cum se face? O instituție când are ceva de achiziționat se adună într-un colegi, într-un consiliu director. să Nu se știu. Să face o comisie, spune pe scurt, să faci Românii o comisie. mei care au plătit această achiziție, românii mei nu știu cum se face achiziția. Spun pe scurt, știu Bine. că te grăbești. Hai. Se constată o necesitate. Că avem nevoie de obiectele cu pentru... Sigur, vreau cartea lui Fiumiu ma să fac cadou. Manifestarea X. Vreau 10.000 de exemplare din cartea lui Fiumiu. Dăm banii publici să o fac a doua. Gata, scuză, -mă, nu mă pot abține. Și se fac niște note de fundamentare, niște documente pe care le semnează toți, toți șefuții și toți șefii instituției. Trec pe la toți, pe la birou, juriști, contabili. Să arate etc. importanța exact. faptului în sine. Să pun, toți semnătura, pun toți semnătura pe -un document ca să nu răspundă numai unul, și atunci când se întâmplă o problemă să răspundă toți și dacă sunt opt, măcar unul dintre ei are o relație undeva și scapă toți pentru asta este o, o interesantă hotăr logică, da. O hotărâre de, adică nu e responsabilizată doar o persoană sau două pentru asta ca să se alimenteze de la sine această infecție există în 2001 o ordonanță 2 care, cred că am vorbit și la, la trecută despre ea, care trebuie abrogată pentru ca România să nu fie cuprinsă cu totul de cancer, aceasta este cancer, unul dintre, una, una dintre celulele cancerigene, această ordonanță 2 care prin textul legal prescrie după șase luni orice abatere pe care o face un funcționar cu excepția cele infracționale. Adică curtea de conturi care vine la cel puțin la un an după, curtea de conturi când vine în 2007 controlează activitatea în 2006. Și constată Ia o faptă deja prescrisă. Constată Clar. deja prescrisă. Când trebuie cineva să constate că este infracțiune, constată că nu mai este infracțiune și, din nou, ea este prescrisă. Deci, această ordonanță 2 este ordonanța care îi lasă pe toți liniștiți. Să fure. Orice faptă nu trebuie prescrisă deloc. Nu trebuie prescrisă niciodată. Să prescrie cu decesul celui care a făcut-o, din punctul meu de vedere. Nu trebuie prescrisă. Pentru ce o să prescriu după șase luni? Pentru că nu este o pedeapsă administrativă, este un lucru pe care l-ai făcut și care dacă a fost constatat la un anumit moment Deci încă o dată să accentuăm, fapta în sine nu o pedeapsă, da. care se poate prescrie după 2 ani, după 3, poți să mă rog, intri în viață, da. reintri în viața publică Pedeapsa se prescrie, dar nu fapta dar, da. dar fapta care este și neconstatată și necercetată, nu, aia, aia nu are să se da, este o imbecilitate, este, dar, da, eu sunt teolog și nu sunt jurist și pe, Am pentru că eu aparent sunt intelectual Ce facem, în regia, facem pauză de publicitate acum? Și reluăm după aia, dar nu aveți multă, nu? Bine, mulțumesc. Pauză de publicitate ne întoarcem cu povestea și cu doamna chișu la telefon.